Haideți să vedem acum cum învățăm rapid valorile sinusului cosinusului tangentei și cotangentei în 30 de grade, 60 de grade și respectiv 45 de grade. Eu l-am listat deja aici ca valori. Doamne, cum le putem ține minte? Au și radical și fracții și seamănă toate între ele și arată destul de urât. Haideți să vedem un mod foarte simplu în care le putem ține minte. Am să șterg valorile de aici pentru că nu vrem să le învățăm chiar pe de rost așa papagălicește și ce trebuie să ține minte? Ceva trebuie totuși să ține minte ca să le putem scrie frumos apoi. Pentru 30 de grade și 60 de grade, deci dacă în problema respectivă mă interesează oricare dintre sin, cos, tangentă și cotangentă, dintre unul din unghiile 30 și 60, acestea două sunt prietene, 30 și 60. De ce sunt prietene? Pentru că dacă desenez un triunghi dreptunghic și unul din unghiuri are, să spunem, îl vedem pe acesta mai mititel, are 30 de grade, cât va avea colegului de sus? Păi diferența până la 90-60 de grade va avea acesta. Bun. Și atunci ne vom face de fiecare dată când avem nevoie de aceste valori un triunghiuleț într-un colț al paginii sau pe ciornă, un triunghi dreptunghi cu un unghi de 30 și un unghi de 60. Și apoi vom pune niște valori aici astfel încât să se potrivească și să fie corect. Respectiv aici vom pune 1, aici 2 și aici radical din 3. Ori le ține minte pur și simplu pe de rost, ține minte acest desen pe de rost, sau dacă să spunem că nu mai știm exact, știm valorile astea, nu mai știm cum să le punem. În primul rând, ipotenuza este cea mai mare. Deci e clar că ipotenuza trebuie să aibă lungimea de 2 și apoi, nu mai știu, pun aici radical din 3 sau pun aici uh, 1 sau așa. Știm că și anume cateta care se opune... Unghiului de 30 de grade, vedeți aceasta care se opune unghiului de 30 de grade, este jumătate din ipotenuză. Deci, eu la fel de bine pot să desenez triunghiul și să pun aici 30 de grade, aici 60 de grade. Trebuie să țin minte că laturile sunt. 1, 2 și radical din 3, cea mai mare o pun ipotenuza 2 și apoi o pun imediat pe cea opusă unghiului de 30 de grade, jumătate din ea. Deci 1, ca cea opusă unghiului de 30 de grade, vedeți, este jumătate din ipotenuză. Dacă am uitat valoarea cu radical din 3 sau nu mai sunt sigură, este corect, nu este corect, ce facem? Ori dacă îți aduci aminte oarecum, dar nu mai ești sigur dacă este bine, verifici Pitagora. Suma pătratelor catetelor trebuie să fie egal cu pătratul ipotenuzei. 1 la pătrat plus radical din 3 la pătrat dispare radicalul, adică 1 pătrat plus Îți verifici radical din 3 la pătrat egal cu 2 la pătrat. Ia să vedem, este corect? 1 plus 3 egal 4. Este adevărat. Și atunci, ori îți verifici ca să ai triunghiul făcut corect, ori dacă nu, să zicem că ai uitat complet cât trebuie să pui aici, te gândești că aici este cateta aceasta pe care o gândești, o pui, poți să pui x pătrat plus 1 la pătrat egal ipotenuza 2 la pătrat, adică 4, deci x pătrat egal cu 3, deci x o să fie radical din 3 pentru că este o lungime și atunci îți determin tu apoi triunghiulețul acesta pe care ideal ar fi să-l ții minte pe de rost. Atât trebuie să țineți minte pe de rost pentru aceste două coloane. Și acum, haideți să vedem cum le punem. Desigur, trebuie să mai știm că sinusul este cateta opusă pe ipotenuză și așa mai departe, cosinusul cateta alăturată pe ipotenuză, etc. Și luăm din desen. Deci, sin de 30, cateta opusă pe ipotenuză, 1 pe 2 cos de 30, cateta alăturată pe ipotenuză radical din 3 pe 2. Tangenta de 30, cateta opusă pe alăturată 1 pe radical din 3. N-am voie să las radical la numitor, raționalizez cu radical din 3 aici și o să obțin radical din 3 pe 3. Cotangentă din 30, cateta alăturată pe cateta opusă, radical din 3 pe 1, radical din 3. Apoi, să zicem că vroiam ceva legat de unghiul de 60 de grade. Haideți să vedem, sin de 60, cateta opusă pe ipotenuză, radical din 3 pe 2.